Na zimie, tam sobie skończyłem. A kiedy mam witać, no, to jest właśnie. Știm că la Avram au venit trei îngeri, botezarul de mamă. La Daniel a venit Gabriel. La Maria a venit tot Gabriel. La Muhammad a venit tot Gabriel. Părerea mea. Fiecare om poate să aibă părerea lui, eu am părerea mea. Care m-a venit după o viață. Proprio. Ca să dau un singur exemplu. Cei trei oameni care au venit la Avram și au aruncat vițelul ăla erau oameni, dar erau sub posesie dumnezeiască. Înțelegeți ce zic? Dumnezeu coborât asupra lor, ei erau într-un fel de transă, au spus lucrurile alea, s-au dus cei doi oameni la Sodoma, la Lot, să-l ia de acolo și asta a fost. Pentru că Dumnezeu, în fine, nu mănâncă viței. Și scrie asta în Biblie. Mai cu un verset. Cât despre Gabriel, la fel. Eu nu cred că Gabriel ar coborâ așa. Înțelegeți? Și ar intra într-un om care s-ar duce și ar zice de profeție, pentru că Biblia este profetică.